Tinerii fermieri care au avut proiecte europene eligibile, dar fără finanțare, pot primi până la 70.000 de euro. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat că a emis notificări unui număr de 484 de tineri fermieri din întreaga țară pentru acordarea finanțării prin submăsura 6.1. Finanțarea vine în contextul în care fondurile au fost suplimentate cu 20,84 de milioane de euro. Potrivit statisticilor, la nivelul județului -a și au fost depuse evaluate declarate eligibile și selectate pentru finanțare două dosare. Valoarea totală a acestora a fost de 140.000 de euro. Sprijinul acordat prin submăsura 6.1 este 100% nerambursabil. Valoarea finanțării fiind cuprinsă între 40.000 de euro și până la 70.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației și de tipul investiției propuse. Sumele se acordă în două în tranșe în baza unui plan de afaceri, iar perioada maximă de implementare a acestui plan este până în toamna anului 2025. După încheierea tuturor etapelor, proceduale de notificare a solicitațiilor și verificări administrative urmează încheierea contractelor de finanțare.